achiziționat bilete în valoare de 2 lei. Salut. Oh, dar totuși am plecat ultimii și suntem mai jos primi. Cine e de una e și de alta. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața de pe o insulă thailandeză. Pentru că good boys go to heaven și bad boys go to Bangkok, am petrecut ultimele 2 săptămâni în Bangkok, în capitala Thailandei, reamintindu-ne de ce iubim țara asta, de ce ne plăcea atât de mult țara asta, șocându-ne de cât de mult s-a schimbat în doar 1 an și 7 luni. Iar acum, am spus de dimineață, nu se mai vede acum, dar acolo e munte așa verde, palmieri, este ora 7. Azi de dimineață mă duc să mă plimb, să-mi limpezesc mințile. La recepție mă așteptau practic 60% din tur, făcând un comun așa. Vrei să mergi singur? Așa că astăzi vom începe această filmare care va dura cine știe câte zile, în care veți vedea puțin cum ne petrecem vremea până la returul lor în România peste încă o săptămână și ceva. Au deja o săptămână cu noi. Încă o săptămână. Bine ați venit la un nou vlog. Un scurt reminder vreau doar să vă dau că sâmbătă ne auzim live pe Kick, o platformă creată pentru a face live-uri, o platformă unde nu aveți reclame și o platformă unde am decis să începem să facem live-uri în fiecare sâmbătă, să vedem unde duce. Da, bine ați venit, vă așteptăm pe Kick acolo, abonați-vă, suntem vreo 1000 și ceva, poate reușim să adunăm 2000 după clipul ăsta și welcome to Thailand! A dat bomba atomică la noi în cameră, dar voiam să vă arăt un pic locația, că e foarte faină. Uite ce mare e patul ăsta, 2 paturi. Și cea mai mare șmecherie de aici e că putem ieși cu toții pe terasă, bang, și de aici cobori și drept în piscină. Șantierul meu și toate camerele sunt așa. Bang, acolo altă piscină. Aoleu, se norează. Cât o fost soarea asta la cafele, pe când se norează plecăm la plajă. Nu contează, așa nu ne ardem. Stai cu minte acum, nu te mișca, nu respira, stai drept. Gata! Cine lipsește? Dani. A, ți-ai revenit? Da. Aproape. Ce tu-și camera? Nu mi-a luat numai 5 zile să încep vlogul ăsta. Voi v-ați putea cumpăra o pălărie așa, întoarce camera. Da. Toate sunt frumoase. Fresher. Da. Deci nu stai din timpul nostru de plajă. So, which one? Care o iau, mă? Asta. A, verde. Asta, a? Aia e super. Voi, care e super? S-a votat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Vreți și voi polărica să faceți un discount? Să ne luăm și noi, spune-i că o să ne luăm. Ok, hai te. Mamă, ce-a negociat să mori de-a... Ești bun meu. Salute locurile la negociat. Ghidunos. Thank you. Bye bye. Bă, s-au umplut de indieni în Thailanda, asta e combinația, nu știu cum s-a întâmplat, dar sunt indieni angajați, indieni proprietari, indieni care cheamă clienți, indieni clienți, sunt indieni peste tot. În avion ieri, a fost fain cu avionul, v-a plăcut? O pui la plângere, parcă mergeam spre Delhi. Am căutat. Exact. Deci fiți atenți, în grupul ăsta sunt 10 persoane, o să-i cunoașteți ușor, ușor de-a lungul clipului, că nu vreau să fac prezentări de alea ca la Insula Iubirii. Ca la Bonfire. Însă, aia e Simina. Însă,
problema, problematici sunt ăștia doi. Florian și Elvis. La ce oră v-ați plecat? La 10. Nu. La ora, ce oră v-ați plecat? Ora României era 10. Al alteri? La 11. Ora României. Da. Deci asta sunt 3 și 4 dimineața? 4, 2 și 3, ceva de genul? Ceva. Dar măcar se trezesc de dimineață, nu fac figuri, primii. Se prezintă primii, da, păi... Nu cumva să ratezi ceva. Fac cafeaua. Ți-ai luat pălărie? Dar cine este înainte, mă? Negocea, mă. E bine. N-am negocea, mă. E bine? E bine. E bine, nu. No. Dar tu ce crezi că n-am negociat? Păi da, mă, negoceam împreună, mă, aveam mai mult... Da, dar am luat-o de altundeva. Aaa, de-a dracu, să nu scot eu combinații. Trebuie să faci cross de o barcă acum. Deci arăt ca Indiana Jones. După lună vaslui. Faci rost de barcă. După lună vaslui. Am primit bani de barcă. Nu este, de la mine n-ai primit. Problematici, uite. Unde-s bani? Mă duc să schimb, mă, unde păi schimb, toți mi-au dat la fix. Dar tu ce nu uitai cu rest și matematică. A. Ghidul nostru. Dă bă, coace, unde ești? Apăsăm. 12. 11. Hawaii 204. Huh? 12. Hawaii. Yes. Go and man. Yes. 2,500, 1 person. 2,000. Am zis că la prăști. 2,400. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Thank you. Și acum nu lucrai și fugea. Fata asta e de la Petroșani. Salutul pe taică-tă, că e fanul nostru. Ce-au dat, sunt la TV? Dacă ploaia s-ar opri... Eu nu simt ea. Dă-te-mă din cap! Dă-te-mă la o parte! Ați avut voi! Dorine... Dați-vă, vezi! Suntem în Aonang, dar aici nu e de sa de la plajă, că e plajă de oraș, după cum vedeți. Ah, bye bye! One full boat, 12 people. Let's go, let's go, go on! Ok, now! Let's go! Hai da! Ce frumos se vede. În fiecare an venim aici, în fiecare an îmi place. Deci e lucru bun. După ce am făcut plimbarea dimineață, ne-am băut cafeluța. Let's go to the beach, ta. Țineți cont, stați geană. Vlogul ăsta se va închide abia peste vreo săptămână și ceva. Din timpul nostru, nu în timpul vostru real. Adică voi să vedeți un video de vreo 50 de minute, maxim. Nu trebuie să stați o săptămână aici. Ăsta nu-i cu noi. Ăsta nu știu. Ăștia-s, mă, oamenii mei, mă. Duce pe jos? Da. Oamenii mei, mă. El n-are barcă. Are din aia, cum zice, de bicicletă. Cu hidrobicicletă. Din trei în trei. Ridicați-vă fustele până la genunchi, băieți. Și tu? Și eu. Tocurile trebuie să mi le dau jos. Mamă, vezi că e apa vine-s. E mare, da. Și barca lui pleacă, el merge către barca către alt. Da, this is our boat. Cred că te cam dezbraci în costumul de baie până la baie. De cine ești înainte? A? Pentru că îmi spui că apoi mereu sunt contra. Dar ce are? Nu-mi place pălăria. Nu-ți place pălăria mea? Nu. Și am dat și 5,50 pe ea. Acum spune, după ce ai luat-o? Pe asta zic, acum după ce am luat-o îmi zice că nu-i place pălăria. Sunt contra mereu. I help you. Need help? Ah, te ajut cu plecând. Te ajută-mă plecând. Ajută-mă, du-te de aici. Ce carte l-ai? De la Nomad. Nomad eSIM este o aplicație prin intermediul căreia poți să-ți cumperi cartele de telefon cu date mobile fără să trebuiască să mergi la un provider local, fără să trebuiască să cauți prin aeroport. Le ai toate direct în telefonul tău de la aterizare. Fie Thailanda, fie Turcia, fie Dubai, Grecia nu că avem roaming, dar toate destinațiile pe care noi le vizităm, alegem să folosim eSIM și să nu mai trebuiască să scoatem cartela noastră, să punem una nouă, să activăm un număr și așa mai departe. Acum, în acest tur, în Thailanda, absolut toți am folosit cartela de la Nomad, pentru că ce să vezi, și datorită faptului că batul a urcat, cartela de pe Nomad era mai ieftină decât cartelele pe care le vând providerii locali. Acum am avut cu $6 50 de giga pentru 10 zile. Am cumpărat două pachete, deci am avut 20 de zile
100 de giga. Știu că în România poate vi se pare puțin, dar în restul lumii, după cum bine știți cei care călătoriți foarte mult, nu e atât de ușor să obții un așa număr de giga. Recent au lansat și pachetele globale, prin intermediul cărora ai internet în aproape toate țările din lume. Lista este enormă și mai ales folosind codul CHRISTYXNOMAD, aveți o reducere la prima achiziție. Foarte mulți dintre voi ați folosit chestia asta, vedeți că tot grupul folosește chestia asta. Am învățat o grămadă de oameni să folosească un eSIM pentru că avantajele sunt enorme. Următorul nostru zbor este într-o țară nu tocmai ușoară și aterizăm la 1 noaptea. N-am chef să merg pe acolo fără date, așa că, evident, mi-o cumpăr de pe Nomad. Le-am vândut. Ce faceți acum? O să le prind. Capsăm, stai. Ah, păi dar nu, eu nu vreau să le prind. Am prins tu aici? Da. Ah, mulțumesc. Să nu mai pui mâna pe cap, că sunt budist. Că stau mult pe Budă. De la mâncare asta toți suntem budiști. Ah. Insulița asta e frumoasă pentru că nu-s mașini, nu-s tuk-tukuri, nu-s nimic, doar biciclete, baruri, cafenele, hoteluri și plajă. That's it. Salarica! Să fiți sănătoși. Hai să mergem în partea cealaltă. Hola mami, que guapa. Astăzi să vedeți sunset-ul. Atât am arătat pe cameră. Eu i-am spus că nu e bine ce face și că nu-i face bine, dar ce să-i fac? Dacă pe ea o face fericită. Vrei o bere? Nu, mulțumesc. Happy wife, happy life. A vrut să o ascundă. Pentru doamnă. La cât e de mare, nu prea ai unde să o ascunzi. Pentru doamnă. Aici, dintr-o dată, sunt mai multe maimuțe decât ne așteptam. S-au reprodus mai mult decât le-au dat voie, probabil. Ți-ți convine? Mai bine decât în bine. Bun, dacă eu eram politică corect, tocmai cineva a plusat. Oamenii mei. O să iei cancel, da, îți dau ăștia cancel. Uite, vedeți aia chinezii care fac poze acolo? O să rămână fără telefon imediat. Că aici sunt două feluri de maimuțe. Alea frumoase, fluffy, de-mi plac mie, pe care o să vi le arăt mai încolo. Și astea care nu sunt atât de faine. Ha? Am văzut-o, da. Ia. Te-am zis, aici la cafeneaua asta e pusă bine, că te duci și spui vreau un suc de portocale și maimuța aici lângă, de grefe. Că ți le ia din mână. Când ăla ți-l dă ție, maimuța ți-l ia. Așa se duc toate produsele pe insulă, absolut la toate hotelurile. Da, apa asta care e 10 bați în partea cealaltă, aici e 20-25. Băieți cu spatele frumos, cu cârca, orez, salată, ceapă. Muncitorii. Toate alea. Fructe de mare, pui cu picioare, tot ce trebuie. E dunos. E format. Deci aici se consumă 2 shoturi de espresso cu suc de cocos. Știu că era și aia cu sucul de portocale, dar hai să vedem. Eu am băut cu lapte de cocos, dar nu cu coconut juice. Și dacă vă întrebați ce caut aici și unde e Ralu, restul oamenilor au rămas la plajă și noi am zis bine, a fost frumos aici, bine că am venit, hai să mergem să bem ceva, un suc. Plaja lui de noi. Prea cald, nu ne plac căldurile. Nu știu dacă îmi place. Cine cafea? Apă de cocos și cafea. Nu știu dacă îmi place, nu știu să vă zic dacă îmi place. A început ploaia și am o strategie. Dacă mă duc în apă, practic nu mai plouă.
Că deja sunt plouat, nu? Are sens ce zic? Ia uite ce plouă, ia uite ce de. Toată lumea s-a refugiat pe acolo. Dar astea sunt ploi din alea tropicale. De în 15 minute e soare, iar cald, apa e ciorbă. Ideea e că am lăsat jumătate de grup pe partea... Ce jumătate? Mare parte din grup a rămas pe partea alaltă a insulei. Pentru că era... Cum zice? High tide. A trebuit să treacă cu hainele ridicate, cu rucsacurile în spate, în cap. Și noi n-am avut chef să facem chestia aia și a rămas pe plaja asta. Mai puțin sexy, dar... Enough for us. Bă, acum chiar că ești găsit Diana Jones. Da, uite ce priveliște. De ce mi-era mie dor de Asia? De asta mi-era mie dor de Asia. Odată m-am gândit să venim să ne cazăm aici, numai că aici dacă vii să te cazezi, n-ai ce face. Seara toată lumea pleacă, deși asta poate să fie o idee foarte bună, să vii să n-ai ce face. Stai în cabanele astea, probabil marea majoritate a locațiilor închid restaurantelor și rămâi singurel pe insula asta. De pe care nu poți pleca decât cu aceste bord sau cu kayak-ul, dacă ești foarte bun. Orașul la Onang e fix după stânca asta, tocmai în partea cealaltă. Da. Indiana Jones, de la Petroșani. M-ai auzit de acolo? Duce apa vorbele. Duce apa vorbele, da? Dacă un lucru e cert, e că astăzi n-avem sunset. Sunrise like a diamond in the sky nu este azi. Care-i feedback-ul pe plaja aia altă? Super ok. Poți mai bine decât aici, a? Da. Aici la Mărășteni, la noi. Nu regretăm că am mers până acolo, să știi. Dar cum ați mers? Pe apă. Faină plaja aia sau asta? Sincer? Da. Aia. Nu, să mergeți cu Ralu de acum, cu mine nu mai veniți. Ok. Ghidul nostru. Când așteptam? Ralu, cum faci tu? Bine, bine, dar, bine. Dar, uite ce-am făcut. Ce ai făcut iară tu? Păi așa ca să vezi că... Ce ai făcut? Păi a urcat apa și erau sunt cele mai mari. Nu vezi că ți-am adus prost o pe ud? Văd! Păi, nu poți să o las singură o clipă. A urcat apa și ea nu. Asta era definiția. Păi noi ăștia la Petroșan stăm la masă aici. Dar bine, el e importat, e luat de altundeva. Ananas? Ananas. Ananas? Ananas. De unde l-ai luat? Cluj. Dar e din Cluj sau din Florești? Cluj, Cluj, a, ok, dacă era Florești, nu. Cluj, Cluj, am înțeles. Proprietăți are la Cluj? A, e bun atunci, bravo, sora mea. Ai? L-am întrebat de ce îl cheamă Elvis, ce-i cu numele ăsta? De la Elvis Presley, ia zic, cum e în Oltenie? Elvira, de la Nașa. Deci ai zis că se ia numele de la Naș. Da. Și n-aveai? Ba da, pe Naș o cheamă Elvira. Pe Nașă? La Naș? Și pe Naș cum îl chema? Nu contează. Da, eu zic stăți. Nu știu. Și mai sunt Elvis. Titel îl cheamă. Cum? Titel. Hai, deci e bine că am ales-o pe ea. E mult mai bine. Eu mi-am dat seama că ești din Oltenie când mi-ai zis am eu un cyber. Atunci mi-am dat seama. Un tur. Fain grup am făcut. Și după cuțit. Ce? Și după cuțit. Ce era? Nu știu. Cuțit. A, cuțit. Nu, i-am văzut aia. Vezi, povestesc cum s-a luat șamponul, că avea... Era șamponul într-un borcan cu o dinamită pe el. Bă, am mâncat niște spring rolls, dar cu banane și cu Nutella, dar am uitat să le filmăm, că au fost bune. Uite două aici. Nu, mai sunt două aici. Nu, mai sunt. Mănâncă una să filmez. Eu am mâncat de jumătate. Bagă-mă una. Dori, hai, cosmă una. A, mersi, Horace, hai, bagă. Zic că nu-i bun, spring roll cu banană. Uite ce mi-e clare. Uite, uite. Au, văd. Vezi ochii? Ia uite. Ia mic. Ia mic că vea. Da, cu ăsta. Bune. Plouă, am zis că plecăm acasă și ăștia au idei să mergem cu caiacul pe ploaie.
Dacă vrei o furtună. Romantic. No, și merg cu caiacul acum. Doamne ajută. Ultima oară când am mers cu caiacul, m-am suit în el. Am mers cu ralul 12 cm și am făcut așa. Swap. Acum așa face și azi. Mamă, zici că sora de a murit de la înțepat pisica de mare, știi cum îl cheamă? Ce? Steve Irving. Steve Irving? Asta e din, l-au venit din Londra, nu, din Dublin. Ce Steve frumos Irving. Te vezi așa. În prima zi a cerut la cafenea, a zis cappuccino double espresso. S-a uitat ăla la mine, nu înțelegea. I-am zis, nici eu nu înțeleg, nu știu accentul ăsta. Haide, bă, ia uite-i pe ăștia, fii ochi, fii atent, uite-te un pic. Unde mergeți, mă, scafandrilor? Uite-te la ei. Uite, hai să ne filmăm unul pe altul. Cine mai vine cu caiacul? Haideți să vedem toți. Păi cine are grijă de astea? Nimeni. Ăia care sunt în apă? Da. Mi se pare o idee bună. Sună bine, da. Sună promițător. Am telefonul acolo. Și noi. Pe cu chel are mână. Pe al meu, dar pe al unul nu-l fugă nimeni. Poate ăsta are un Oppo din 2001, eventual îți lasă cineva și 100 de euro sub el. OnePlus, nu-i Oppo. Ah. Eu cred că e ok, mamă. Telefonul lui? Nu. Putem să lăsăm pe atât la vedere, zic că ea, mamă, dacă stai afară. Îi cheamă mină. Bă, noi pe bune ne lăsăm toate aici, eu am telefonul aici. Știu că și tu, dar nu contează. Tu ai telefonul aici? Noi avem drona acolo. Cred că am avut. Mina cu Vlad aici. Unde mă, s-a acolo, n-a, uite, știu că merg cu hotărâți către o frailei. Da, da, pe rând o să se uite unul cu ăla. Ghidul nostru. Ne fură ce? Bă. Du-te că strânge caiacele. Asta la strânge caiacele. Hai că bine că ne-am pregătit cu toți camere, cu toate nu, alea. Nu, le bag la apă. Ne-am pregătit toți, cameramani, nu știu ce, e Steve Irving sau cum îl cheamă pe ăla, Steve Irving. Am văzut că se câștigă bine din YouTube. Hai să faci încercare. Cristi, eu zic să fugi până acolo, să iei oprești ăștia cu caiacele. Bă, ați plătit, dar nici chiar așa să iau la fugă după ăștia cu caiacele. Bă, ea chiar pleacă, mă, băi! Kayaking! No! Let the kayak there! You have any hour? Finish! One hour. Yes. L-au tai? M-am lovit. Tai? Ăla e de haine. Tai. Ok, follow me. M-am lovit. De ce râde aia ca o psihopată? Ce i-a zis? You can ask my wife if it's... Ai pierdut partea cea mai bună. Ce? Negociere. Păi ce să negociem? Că e perfect. Ne-a cerut depozitul. Okay. Totul se negociază. L-am lăsat pe Dani. Your wife can confirm later. Yes, okay. It's big deal. Thank you. Don't forget, da? You check. Mă, ce e promis că-i dai, mă? Yes. Nu i-am dat depozit. Și rămâne el acolo dacă se întâmplă ceva. Dacă nu adunci în caiac. Și-l bag la bucătărie. Și a zis că să meargă acolo după stâncă. Păi și ce era mic sau mare? Uite-te la asta cum arată, Mirun Cosmo, uite-te. Aia, ce backflip face, că nu i-am mai mers o dată până acolo am ajuns, până la barca aia. Zi ce vă zici, hai, plânge. Mă uitam să văd cum sunt, cum stă asta. Că-i murdară, că-i udă, că-i căpute, că nu știu ce. Păi, da, păi a plouat pe ea și am întrebat dacă are alta, că e... E udă, nu-mi place. I don't like the feeling. I don't like the feeling. Ok. Ne vine bărcuța. Cap. Let's go. I don't know if you don't, ok? Oh, no! Ok, let's go. Gata, pe aici nu o s-o mai înfață. Ia uitați ce limpede e apa. Mamă, chiar ce curată e, bă. Impecabilă apa. Fast and Furious. Fast and Furious. Am obosit, ce vreau spre. Ții tu camera și vă zilesc eu? Zilem amândoi, las camera jos și hai. Păi stai să văd. Dar ce priveliște faină, e bine în dreapta. Chiar că... Foarte frumos să vedem acolo. Nice. Și în față. Ia uite. Fast and Furious. Stai să văd dacă pot face asta așa mai bine. Cum am dat seama ce pute asta? Vesta așa e. Mira, s-a urit! Cine m-a pus? Mi-a pus. Ce caut eu aici? De la rame.
Sunteți bine? La râmii, că-s pescar cu asta. Admirăm. Peisajul? Elvis. Da. Dar la tine cum se vede cu lumina aia pe cap? Se vede mai bine, nu? În poze? Nu, viața general așa. Ca în mine. Idul nostru, nu mai pot. M-am operat de ficat. Unde merge? Pe noi! Se pare că acum... Pa! Te țin? Lăs rup, dragii! Voi sunteți în Irlanda, conduceți pe partea ala. Stai! Exact! Dați-vă către. Stai să nu-mi dai una pe ea de ochi. Cât de mare e oceanul? Nu, e bă, că am intrat în ultral. Nu mai pot, am febră musculară. Vezi că ne băgăm în ei! Bravo, David Popovici! Limone, iubesc, limone! Mai pot? Scoate-mă de aici, că nu mai pot. Le dau bani înapoi și mergem acasă. Vă dau bani înapoi, hai acasă. De ce? Nu mai pot. Dar vezi că până la mal, nu, până la mal, văzlește ea. Știi cum e aia? În spatele unui bărbat puternic e o femeie și mai puternică. Se vâznească ea că nu mai pot. Aoleu. Aoleu. Tare Luca că am frânat. Tokyo Drift, Romanian Drift. Romanian Drift. Pentru că trăim în vremurile egalității, acum să mai vâzlească și Ralu, că eu nu mai pot. Bun, nu, dar este după viața mea. Du-mă unde vrei, dar scoate-mă de aici că nu mai pot. Mamă, dar Raluca trebuie să împinge apa, nu să o învârți ca în cerul, mi-ai dat pe față cu ea. Ai zis că faci supă de găină. Uite, ia uite. Vezi că intri în Andreea. Eu, când e vorba să intrăm... Intri tu? Da. Nu, așa arată comunitatea Cristi și Ralu, ăștia-s. Ăștia, mai mult nu s-a putut. Dar Cristin știe să stea în cap. Știi să stai în cap? Bravo! Te-am obligat să vii cu mașina. Eu am obosit tare. Mergem în peșteră acum că suntem cu toții? Ghidul nostru. Să nu faci postii fără noi. În ziua voastră liberă, luați și pe Ralu. Ia. Ziua ta liberă, ziua noastră. Da, nu vezi ce liber sunt? Nu mai pot de libertate. Este ora 7 dimineața și după cum vedeți eu sunt solo. Pentru că am găsit, adică ne-am dat seama de-a lungul tururilor că e bine și e sănătos ca oamenii să aibă o zi liberă. De obicei în ziua 5, cam așa. Pe aici la plajă oamenii sunt liberi. În cazul lor a fost o altă situație datorită zborurilor. Și ei deja au o săptămână cu noi. Așa că astăzi e ziua lor liberă, merg în excursie, merg în Maya Bay, PP Island, am o barcă privată, să mai merg cu alți turiști, toate cele, și Ralu s-a înscris și ea, Ralu e în excursie cu clasa, și eu rămân astăzi toată ziua aici, cu treburi, și să fac ceea ce fac în mod normal. Da. Dar ieri Ralu acolo, avem reporter pe teren, deci predau ștacheta sau ștafeta. Am ajuns la bărcuță. Am ajuns la Maya Bay. S-au dat jos acolo pe ponton și intră acum la plajă. Momentan nu sunt multe bărcuțe, eu am rămas aici. Sunt 4 bărcuțe aici parcate. Un catamaran în cele în spate și mai văd acum acolo încă vreo 2. Deci cred că au un noroc și nu prind multă lume. O să fie perfect să facă niște poze drăguțe. Cred că am intrat. M-am dat jos, că am spus să nu stau acolo o oră, că era prea mult și se mișca drăguță. M-am întrebat dacă este aici waiting area și mi-a spus că da. Și am intrat aici și nimeni nu m-a întrebat de nimic și m-am dus în față. Așa că m-am dus să-mi caut grupul și oricum Lorin și-a lăsat telefonul și l-am luat. Mă duc, îi dau și telefonul. Deci, pe bune, nu-mi vine să cred cât de puțină lume este. Ia uitați. Foarte puțină lume. Superb, superb. Și ne s-a putut așa final.
Mi-au spus pe aici că este Baby Shark. Uite! Nu știu dacă îl vedeți, e la alb. Facem poză! Poză de grup! Nu, cu Vlad, eu filmez. Okay, eu întreb astăzi. Ești cameramanul de serviciu? Da. Acolo sau de da, da. Poză! Pa, Maia Bey! Pa! Mi-a plăcut! Baby Shark! O săptămână o să fim cu această melodie în cap. Baby Shark! Arde, arde, arde tare! Da, pe acolo nu arde! Să ne găsim bărguța printre toate astea. Vine și al nostru. Vine și al nostru să ne spele? Nu știu ce, gata. Ți-a spălat și pe tine. Păi bine. Păi nu vreți. Hai să ne ducem și noi. Și nu știu de curești un pic la picioare. Da, vreau. Thank you. Thank you. Very good. Uitați-vă ce culoare frumoasă are aici apa. Ne-am oprit aici să notăm și apoi o să facem snorkel. Apa! Superbă! Să vedem și pe aici cum e. Sunt gata de snorkel. Am ajuns acum pe Phi-Phi Island. Ne-a lăsat acolo bărcuța. Am venit la lunch aici pe plajă, frumos. Nu mai aduceți că m-am pierdut aici cheia de la hotel. Eu da, mi-aduc aminte. Poate o găsim acum, după 2 ani. Și apoi la 1:30 mi-a spus să ne întoarcem, avem timp liber să ne plimbăm pe aici. Cum vă place până acum? Bine, cea mai bună idee. Cea mai bună idee? Voi... să mergem acolo cu toată lumea. Vă e foame? Da. Da? Da? Bun. Ce interesant, bun, ne pregătesc aici pe plajă. Un picnic. Un picnic, da. Plin de bărcuțe și de oameni la ora asta, adică e ora mesei. 12:30. Deci ne-am oprit la, nu știu numele, știți numele? No people. No people beach. The beach. No people island. Ne-a spus că noi, no people, că nu-i lumea aici, nu că se numește așa. Păi și mai luăm ceva la noi, un prosopel. Prosopel. E bine. Și un mini nap iară? No, nu mai stăm de data asta. Bun. Fără mini nap. Fără mini nap. Fără ce? Nap. Fără somn. Siesta. Da. Voi ați dormit? Unde ați dormit? Pe plajă. Am mers ca... Noi am fost la, în aerii pe cealaltă plajă. Și am dormit în loc să la liniște, când partea era, era muzică. Ah, eu am stat în apă și Vlad a stat pe șezlong și s-a uitat la mine. Deci ei asta au făcut în Phi-Phi Island. Au dormit. Și tu poți să spui că te-ai odihnit. Da. Caprele. Asta nu mă așteptam, să văd capre pe plajă.
băgat tot acolo. Mai aveți ceva de băgat? Nu cred. Da, asta nu se vede. Vreau să suim? Nu te puși. Vreau ceva, are multă rugă să puși. E bine, că-ți e dat de asemenea. Dar a rămas fără benzină. E că ei ajunge până la mare. Până la ea. Dă-i un pic. Dă-i un pic. No people, fără oameni. No people. Și ce să vezi? No. Era unul cu flex. Păi eu am știut, de-aia a rămas aici. Și ce mai erau? Păi pe tine te aștepta. A inventat cu capre, nu-mi convingeau. După cum a plouat aseară, astăzi deja de la ora 9 arde soarele de Țepenești. Cafeluță și plecăm către nord. Avem o problemă, aici nu mai putem traversa. Ia apa la aia, mă. Trafic. Nu, cum mai trecem? Unde e aia, mă? Ia uite și pe asta. Ce faci? Ce faci aici, mă? Să nu-mi iei iPhone-ul când n-are hus. Mă, dar ce tremur, e frig. Au zis că vor experiența autentică au primit. Stați bine, mă? Bine, boss! Problema e că eu nu prea mai am loc. A, și la aeroport. Bă, da, copiii, ați luat la aeroport. Băi, am căută pe aici și mă lezi. România în drift? Bă, da, nu se vede nimic. Ce bezna este asta, să facă. Și acum cădeam din mașină. Da, da. N-are husă. Aici, în întunericul ăsta, sunt... Câți oameni suntem? Suntem 11 aici. Central Airport Plața, mulțumesc ce mă ține ea de tricou, ca și cum dacă aș pica, m-ai ridicat cu mâna înapoi. România în drift. Oameni faini, e groasă, ia uitați și aici. Cea mai mare furtună din nordul Thailandei în ultimele 50 de ani. Am ajuns aseară și mi se rupea inima. În centru e tot ok, ne aflăm în Chiang Mai, ieri am stat o zi întreagă. Am avut zbor, am zburat la 7 după masă, dar pe timpul zilei am fost la plajă, am făcut monkey trail, am fost la berică, pe plajă, pe malul mării. Sunt momente super faine, dar nu reușesc cumva să mă țin de cameră și să filmez. Tot vreau să filmez turul, să arăt cum e în tur, dar cele mai faine momente rămân nefilmate pentru că ne luăm cu oamenii la povești și așa mai departe și la vizitat și uităm de cameră. Asta e una. Și tot încerc, dar după zic, aoleu, n-am filmat nimic. Asta e hotelul în care stăm. Am ajuns la aeroport, le-am făcut instructajul Asia Express cu transportul local, cu faimoasele dube alea roșii de aici din Chiang Mai, dar pe drum mi se rupea inima, adică uitați câtă apă vine din partea aceea orașului. Încolo e cetatea, la 10 minute e cetatea din Chiang Mai, care arată impecabil și au revenit mai repede, dar pe aici, pe străduțele astea, încă e jale și hotelul ăsta pe care îl îndrăgesc atât de mult, în care am stat de atâtea ori, care are o terasă absolut superbă, terasa a fost distrusă, deși aseară am reușit să stăm și se aud ciocănele și chestii de jur împrejur, pentru că oamenii își repară casele. Și aici la hotel, noi stăm la etajul 4 și parterul a fost ras de apă, adică au acolo perne, plapum, frigider, toate chestii care... pe care le-au aruncat. Adică au fost nevoi să le arunce. Mergem frumos la cafea și explorăm astăzi Chiang Mai, capitala nordului din Thailanda, și îmi cer scuze că nu reușesc să vă arăt tot ce vreau să vă arăt. Adică eu vreau să vă arăt mai multe, dar uit, pentru că acum, cum e și normal, atenția noastră este pe acest grup minunat de oameni din comunitatea Cristi și Rambu. Dar facem ce putem, fiți, fiți înțelegători. Vă pup. Am avut herpes și vă pup rău de tot. Am văzut articole în presă cu călugări din diferite sate de aici, din nord,
sătulețe, care au fost nevoiți să intre în alte sate să ducă provizii pe elefant. Tu zici seama în ce țară trăiești atunci când vezi că vine un preot pe elefant să-ți aducă un orez? Ce am mai făcut în 50 de ani, după cum am spus. Trist, trist. Se rupe inima când îi văd. Și mai ales că și cunoaștem pe oamenii ăștia și... Și eu mi l-am călcat-o ca tine. Știi că așa e modelul. Cred că după abdomen s-a făcut așa. Nu? Uite așa. Ce mă, că așa și acolo? Unde e așa? Ia de tu. Vezi că ei l-am călcat. Se vede. Nu că se vede. Nu, dar la tine se vede altceva. Așa e de, așa e design. S-a pus și s-a pus pungă pe el. El l-ai călcat când? Azi dimineață? Cât ai dormit aseară? Dar cât am ajuns în cameră? M-a întrebat și nu mai știam. Noi la 3 și un pic. Nu? Deci da, se explică că pe aici e dat cu virgulă. Dar când transpiri pe căldura asta, se îndreaptă. Exact. Și el e inginer. Deci știe ce bine, știe. Bine, lungile astea sunt făcute calculat. Asta. Cu echierul. Uite un pic la unghiuri. Și au 20, nu? Asta? Nu pot ajuta. 15. 15. Tot timpul le împătrăiesc la 15 cm. Cine ar nu fi? Nu mă întrebați 10. Cine ar fi zis că am stat la băut până la 3 dimineața? Ce atât pe terasă? Cred că îți dai seama după ce discuție avem. Pătratul. Da. Uite, pune harta, să vezi că e Chiang Mai aici. Exact, orașul. Orașul perfect. Orașul vechi, da. Pătratul perfect. Ne-a dat întâlnire cu toată gașca la cafenea. Are Raluca cafenele pe hartă. Și 100% și de acolo voi uita să mai filmez. Dar măcar am făcut o încercare de dimineață. E de apreciat. Am uitat să-l ieri n-am filmat nimic. Ce-ați făcut ieri? Da, dar întotdeauna faci prezentarea, știi? Da. Ce-am făcut ieri? Ia povestește ce-am făcut ieri. Ieri ne-am trezit. Era o dimineață superbă. Soarele a răsărit. Am mers la cafenea, mâncat micul dejun și am plecat la o plimbare. Așa. Am urcat multe trepte. Bă, ne-am da. Ferit de maimuțe. Multe maimuțe. Am mers pe plajă, am văzut prețuri scumpe, ne-am întors. Băut două beri. Am mâncat, am mers către aeroport, băi am stat pe telefoane, ca plictisiții. Auzi cum curge l-o stau pe casă. Așa. Am venit, am ajuns aici, am luat ce mijloc de transport e ăla. Trocarici. Maxi, taxi, tuk-tuk. Da. Și am venit la cazare. Și speram să o găsim. Da, să mai fie aici. Să mai fie aici ceva. N-are spune unde era apa. Pe acolo. Am arătat. Arătat? Am mâncat la am piață. Mâncat și după aceea până la ora 3, timp de voie. Timp de calitate. Dar totuși, am plecat ultimii și suntem aici jos primi. Cine e de una, e și de alta. Bă, mare vorbă. Mare vorbă. Tu șprițarezi la fel. Că să știi să bei, bă. Dacă nu te bea băutura, bă. Și am mai zis cu Cristi una. Să bei până devii problema altuia. Bună! Bine! În cazul tău nu e, că devine problema ta. Nu bei atât de mult. Toată lumea lucrează, toată lumea încearcă să recupereze sclipirea orașului. Acum a rămas așa dusty, prăfuit. Dar nu contează, plecă la munte. Merge la 200. Acum prima oară să ne cafelim, bine? Stai. Danila, tu mă împingi, tu mă tragi. Eu te-am făcut, eu te omor. Închidem la 6. Sau adică... Bună dimineața! Unde trebuie, la copilașii, unde trebuie? Ți-ai găsit macea de la? Dar tu ce e macea ăla? Mi-a explicat și mie de ce e făcut. Nu știți, dar e bun. E bun. E plantă? Da. Mamă, e totul aproape la 60% din prețurile din Ao Nang și din Bangkok. Ce mai e viața de nomad, dacă vreți să veniți, trăiți ieftin și bine. Nu vine restul grupului, dar nu... Bine că noi nu mâncăm, iubire. Nu opreți chestii
Mira, Lene, să mă ridic. Trage la pește, trage. Trage. Stau la pește. Poftă bună. Vom urca la munte cu o mașină, cu un maxi taxi de ăsta, pentru că încăpem toți în el. Acum important e să văd cum fac eu să găsesc o mașină din asta care să fie goală, în care să încăpem toți 12. Am intrat ieri și cu bagajele în ea. Cam înghesuiți, dar cum găsesc eu una goală? Asta e important. Iar e cald. Mai nou? Oho, e piesă. Hello. Adică tot 200. 200. How much? 12. 10 plus 2. Are cineva rău de mașină? Are cineva rău de curbe? Da. Curbe. Acum eu sper să nu vomit. Du-te în față. Da, nu mă lăsa în față. Du-te tu. Păi e mai bine în față, dacă nu se face rău acum. Lasă că nu se pentine. Bun. V-am anunțat. Dacă vomitați pe mine, vă dau afară din grup. Deci ai Păi și are... Muzica. Îl poți conecta sau? Da, bă, bine că avem muzică. Problema e că nu se închide ușa asta din spate, dar rest muzică e bine. Dă drumul la ventilatoare acolo. Ce nu se închide asta? Stai, mă, poate poți să închipi în afară. Ok. Cred că de-aia n-a închis-o nici el. Am un presentiment că el știa. Dar oricum, asta e nouă, mă, aici suntem populeță față de aia de el. Asta e nouă nouță, ia. A, l-am conectat, gata. Ai conectat? Da. Da, ce dracu, suntem un fi francezi. Ia bagă-i în Franța. Stai bine acolo? Dacă nu-i bună, doamna. El de obișnuit, să fie una cu pământ. Vrei să vii aici? Opa! Să vezi cum vomităm pasta pe serpentine când ne urcăm pe munte. Așa-i munci la pluc și coase. Asta e de la Oltenia, de la tine. Scoate un Zyber! Scoate un Zyber! Deci am pus reggaeton că nu se mai poate cu maneliștii ăștia. Eu m-am surat de manele voastre. Surpriză! Sună până spune reggaetonul ăsta! Rezistă lumea bine, Raluca, cum e în față? Ai vorbit cu ăsta când ai vorbit cu mine, 15 ani? Da. Vrea să ne oprească la toate astea, dar ne spune extra. Băiat, business. Sunteți bine, ai vomitat? Da. Încă nu. Dar numai gata, asta, the worst a fost până aici. Băi, e puțin. Raluca, nu le mai zi. Tu fă cum zic eu. Suntem la viewpoint. Și așa se vede tot smogul deasupra Chiang Mai-ului, fiți atenți. Ia. Ia smog. Ia uitați. Bă, dar totuși e bine că nu e cald, frate, nu e atât de cald precum în restul țării. Verdeața asta ajută. Miau, miau. Dana, dai suc. Am ales culorile greșite, s-ar putea să vedeți filme al negru, colorate. E bine, dar nu a fost bine. Sorry. Nu se devine madrutat. Nu, dar aș vrea un cârnaț de ăla. Sau porumb de la. După câini și după aceea suntem la Dăbuleni acolo, la... Am porumb pe barbă. Ce mai frumos după ce ai urcat serpentine pe defileul Jiului aici până sus? La 1000 și ceva, 1300 altitudine, să ruși 360 de trepte. Gata, merge cineva cu liftul? Da, noi. Bun, și pe scări? Mamă, nu scap de voi nici cum. Ha. Ceau și bine. Să-mi luați și mie o apă dacă tot veniți să vă plimbați. Două. Să spune ce muzică bagă lic. Dacă nu zică de lic. Nu mai vorbim de muzică. Muzică că... Crezi că bag mamanea în lic. Muzică. Spor. Tu ții minte să fii văzut locul ăsta așa gol vreodată? Niciodată. E bine.
E și răcorică? Mm-hmm. E și mese aici. Am fost lângă stâlpul ăsta de vreo 10 ori în viața mea. M-am obișnuit cu el. M-am obișnuit cu stâlpul ăsta, l-am văzut cred de câte ori. Ai văzut că lumea pune bănuți pe acolo, monede. Am zis să spovedim paganii ăștia să se întorc acasă curăți. Templu bifat, acum e momentul să pe apă, să mâncăm cel mai tradițional preparat din nordul Thailandei și preparat pe care trebuie să-l mănânci doar în nordul Thailandei, pentru că în alte zone efectiv nu le iese, faimosul Khao Soi. Dacă simțiți că vă e foame, trageți-vă scaunul la frigider, că se lasă cu ploată în gură. Și s-ar putea și aici, că sunt nori. S-a plăcut? Bună asta! Merg că nu eram eu în față, că mi-a intrat în fustă. Asta e preparat tradițional, Khao Soi. Avem aici ghid 2020, ghid 2021, multă lume la coadă. Și cam așa arată preparatul pe hârtie. Numai că e cu pui ăsta, vă care, squid, creveți. The best restaurant with a Michelin guide, Chiang Mai 2020. Numai locuri fine. Ne place nou. Ne place nou, păi... Ne-a învățat ghidul nostru. Adevărat. Asta cred că e aia mea, Big Bowl. Deci, preparatul tradițional e doar cu copănele de-astea de pui, așa trebuie să arate. Asta e pentru fiecare, ceapă verde, lime, astea sunt ceva murături. Și șmecheria sunt chestiile astea, care eu zic că sunt din nou acum. Arată excepțional, nu? Arată foarte bine. Arată ca în poză. Exact ca în poză. Exact, și asta e printre puține locuri unde au chestii diferite, cum e asta cu porda asta de ramen, cum are aruga cu vită, de obicei ăsta, așa trebuie să arată. Ăla e Khao Soi-ul. Pune în cască că e picantă, deși am zis farang spicy, din aia de turiști. Dar uitați-vă cum arată. Știu că auziți ca un ventilator, pentru că e un ventilator. E greu. Aia e băutura aia de la final? Da. What the fuck is that? Uite ce cute arată! Uite cum arată alea, bă. Tu ți-ai luat bere, nu te-ai uitat la băuturile alea. Nu, mulțumesc, dar e mai interesant. Hai, noroc. Da. I-am separat încercând să nu mai bea, dar i-a adus destinul la loc. Nu poți să ne desparți. Ia, vezi, șteul vostru. Hai, hubă cu ei. Marina, cum e? Foarte bună. Bun, i-am nimerit. De ce ce pune asta? Vrei? Nu. Păi am și eu aici, le-am pe toate aici. Butică nu cred că e din asta așa. Printre cele mai bune Khao Soi pe care le-am mâncat în Thailanda. Dulceagă, picantă, cum ai zis, zice, umami. Da, da. Foarte bun, foarte bun. Și nu e, nu e scumpă. Pic de lemon, vreau? Da, și nu e scumpă. Credeam așa să fie mai scumpă decât în celelalte locații, dar nu e. Aia normală e 90 de bați, e 2 euro. S-a golit, aici s-a comandat încă o ciorbă. Cristi s-a uitat camera în cafenea. Și încă nu știe că a uitat-o. După ce am băut o cafea corespunzătoare, mergem la un masaj. Așa e, Vlad? Așa. Așa e? Uite un unicorn frumos, am văzut. Ghidul nostru. A uitat de camera. Camera, bă, de cum? Știam că lipsește ceva. Ghidul nostru. Cum e tradiție, nu vin Chiang Mai fără să mergi la Cowboy Girl. Deși văd că acum are angajați, nu mai e ea aici. Faimoasa femeie făcută celebră de Anthony Bourdain în programul său. About 5 seconds we're going to go past a woman who has a cowboy hat on. For years she's been serving this Khao Kha Mu. Slowly stewed pork. For tourists, probably Chinese tourists. Un preparat care pentru noi, pentru români, e aproape emblematic, doar că noi nu îl mâncăm cu ou și nu îl mâncăm cu orez. Dar e ciolanul de porc fraged care a stat acolo multe, multe ore. E făcut cu niște varză murată pe care o pregătesc ei asta de aici. Ou fiert
Și dacă vrei sos de chili, are o aromă foarte similară oarecum cu ce mâncăm noi prin estul Europei. Sau de fapt nu, că și nemții mănâncă chestii de-astea. De obicei e ea aici. Nu mai e, ea devenise faimoasă sub numele de Cowboy Girl. Ea nu mai e girl, că au trecut vreo 20 de ani de când Anthony Bourdain a făcut o faimoasă pe programul său. Da. Mereu plin, ori de câte ori vii, plin. Cu oamenii aici la masă. 80 de bați, vreo 2 euro porția. Ciolan, orez. Thank you. El nu bea de alea, domnule. He don't drink, he alcoholic. No, thank you. Acum m-am gândit. Porția asta a fost 80 de bați și berea 95. 80. Cât? La mine 80. Mie mi-a luat mai mult, că mi-a luat bani pe pahare, nu știu ce a făcut. M-a văzut așa mai cu bani la față. Pe tine te-a văzut mai pârlit, să cer mai puțin. M-a văzut pe mine. S-a călcat mă tricou de azi dimineață până acum. S-a mai întins. S-a puțit mai tare. La masaj. N-ați văzut că am fost și la masaj. Am dormit tot o oră unul lângă altul. Suntem pe drum. Am 2% viață, nu pot să leg două cuvinte. Nu de toți. Merge la elefanți sus pe munte, tai tai. Da. Oprire la 7-Eleven și mai avem o oră, porcăm în muncea lui. Bună dimineața, încă o zi, o nouă aventură. Mâine spurăm de pe Bangkok, până ne așteaptă o mașină care ne duce în Ayutthaya. Tur intens ăsta la foc automat. Se întorc ăștia ca strâns și a concediu iar. Hey. Everyone ok, good. Thank you. După ce am urcat de putem să ne suim un avion direct de aici. Am urcat vreo oră și ceva. Trebuie să schimbăm mașinile pentru că de aici nu mai intră. După asta nu mai merge. Da, să vă țineți bine că să nu mi... Adică vă puteți da seama cam ce urmează. E bumpy, bumpy, da. E bumpy, bumpy. Țineți-vă bine că e bumpy rău. Uitați-vă după bivol, după toate alea. Mi-a ieșit ceva aici să pe ducă. Asta e de vină. Cine? Tu! Cu ideile tale. Ce cameră așa? Ăla e de vină. N-am mai așteptat nicio altă mașină și... De-aia să mai ieftin, de-aia face. Ieșea mai ieftin, da, m-a rămas și eu cu ciubuc. Hai de pula mea. Cred că nu a fost idee bună. Filmează un pic de acolo. Nu ce bine arăți. Vreau. Puteți pe rată, dacă vreți. Dar asigurare avem? Toți. Cască. Bine. Cum se vede în fața lor? Eu. Oh. Pe geam și dată încolo. E perfect. Nici nu puteam ce mai bine ziua asta. Eu simt după ridic. Am parcă nu se bate în cuie acolo. Stai cu putea reflexate. Funcționează ca amortizor. Da. Dă-mi, mi se ridică picioarele din gâtul. Nu să mă dau cu ăla, am jumping, e nebun. Am Freddy. Nu știu ce să zic. M-a trebuit aventură. Nu știu ce mai bună reclamă la tură, dar nu e obligatoriu să faci asta. De obicei, sunt eu și încă. O să zic ăștia că mă mișcă, dar eu mă mișc din cauza mașinii. Uite orez. Crește pateu.
stau cuiva în capul ăsta. Hă? Așteptați mașina aici. Cum vrei? Între mână cu aia. Vrei la omul, ce frumos. Nu se uită. Oh, m-au auzit. Am văzut doi elefanți. Doi elefanți. O, oh, dar uite câțile bani sunt aici. Ia uite-te. Elefant. Erau doi acolo, dar nu te văd. Doi elefanți. Nu știu, nu? Ia uite, Cristina. Am dat cu camera. Da, ma. Seu. Ia filmez pe aici. Salut, ce faci? Ca în fiecare an, Elephant Freedom, Freedom Village. La locuța și-a luat echipamentul. Sunt ready. Ia uite-mă. Acum. Am intrat unde-i Nuno. Hai zic că vine imediat, că e în sat. S-a dus să-și facă nu știu ce. Da, eu nu pot să iau tine asta să fie un elefant, se legă. Asta trebuie să iau peste postul. Ai că trebuie să dau și ăștia jos, nu? Da, da, da. O să intri cu blugi? Hm? Intri cu blugi? Nu. Ar trebui să am să mă schimb. Eu sunt practic cu bucile în aia, nu ai, mă, nicio bucă fără ce. Păi dacă scoți așa, dacă nu, nu. Și încă aștept să văd documentarul pe care l-au făcut despre Nono, despre prietenul nostru de aici. Asta, da, nu știu când iese. Mi-a zis Nono, primul lucru, non, primul lucru când m-am văzut și tot așa albiești. Ce vrei să fac? Ăsta sunt. Fețele, 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 fețele. Uite, asta m-am speriat. Mamă, ce hotărât a venit. Din păcate, cei care ne urmăriți și ne-ați văzut story-urile și ne-ați văzut vlogurile de aici, aici mai era un elefant bebe. Un bebeluș numită Sierra, care din păcate a luat o boală și în 3 zile a și murit. Foarte, foarte rapid a fost. Ne-am văzut pe Instagram știrea și acum nu mai au atâța, dar una dintre ele e gravidă. Bag acolo să-l aie pe mai încă. Hello. Noni, it's Noni. She's trying to say yes. Pe Cristina, lasă mai se mută aici cu elefanți. Gata. Salut! O, îți ia n-am ce să-ți dau poftă. Lasă camera. Dacă vrei să fac eu. This one. Ia de aici. Ce faci? Sunt bătrânit de ultima oară. Ori îmbătrânit un pic. Așa-i? Știi că-i? Da, foarte tare. Ce mai ești cu cipiceică? Ți-ai luat ieri? Da. Am găsit ceva piață. La târg. Pe mine ce mă fascinează mereu aici e faptul că vii 2 ore cu mașina din Chiang Mai. Urci în altitudine, e răcorică. E frumos, se aude râul ăsta. Și sunt niște peisaje de înțepenești. Și cafeaua pe care o aici e super bună, frate, la grinder. Foarte frumos. Și ai văzut cum vin la tine și bine, te caută de mâncare, da. Ai văzut ce mi-a zis Non, prima oară? O dau una cu mine și uite, still this white? Tot așa albiești cu metri. Mai ales acum cu pălăria asta de Indiana Jones. Ești drăguț. Hai că te-a bălut și toată. Ai avut și șapcă? Ce cute! Cea mai tare experiență! Eu în loc să dau semințe elefanților, le-am mâncat eu ca un bun român. Hai de capul meu, ce caut aici?
Are doi baby aici, uite că se mișcă. Uite, doi copii sunt aici. Doi baby elephants. Se simți cum se mișcă? Simțiți? Da. Vezi că au chemarea acum. Asta e chemarea. Dar de ce s-o opri lângă mine? Poate pentru mine e chemarea. Au zis, mi-a pus aici la ureche. Mi s-a zis să nu plec, să stau, să ne verifice ea, că e mama aici și trebuie să verifice toate ele. Ce cauți? Ce verifici un buzunar? Mă verifici la buzunar. Ești de la Craiova, este? Uite și tu. Semeu. I look like cow. Yeah. Same. It's sometime it. Mai vrea ceva? Try again. Da. Hamburger. Good. Okay. Give me. Okay, jump me. Semeu. It's not. Yeah, iarbă. You don't want to. Dar nu-l atinge. Da, nu mal. Am primit peria și mergem la spălat de elefanți. Aparara! Ce fac ei? Ce fac ei? Manoli! Mano! Uite, uite! Acum că s-a ridicat, e mult mare! Yeah, you can sleep too? Yeah. Okay, nice. Voiam doar să vă arăt un pic platingul. Ia uite cum sunt pregătite aici. Aici avem urez, aici avem niște pui, cred că și aici avem ceva legume. 100%. Banană prăjită, după ce am mâncat elefanții nu m-a spălat pe mâini. Și asta care arată foarte, foarte bine. Și un pic de apă. Și priveliștea asta superbă, în afară de Elvis. Mulțumesc. Știam. Buzz, zici că te-am făcut eu. Fusărăm de venirăm și mâncarăm și plecarăm. Până o stricaș pe final. Cum o voci de aia? Futare. Chiar futare experiența. Futare experiența. Ne filmezi iar cum ne plictisim? Stai să iau, să stau pe telefon. Stau pe două. După cât am stat ieri în mașina aia în spate și după ziua cu elefanți și seara am ieșit la piață și așa mai departe, zici că ne-a lovit trenul pe toți, cel puțin pe mine. Ei zic că nu, dar li se vede pe față. Deci se simte că deja avem cât 11-12 zile de tur. Am zburat în astea 12 zile când au zburat alții într-un an, S-a zburat. Și se mai zboară. Și se mai zboară, da. Acum îmbarcăm, mergem către Bangkok, unde ne așteaptă o mașină și mergem către o altă locație în care nici nu ne-am mai fost din 2000 mult. Vedem ce iese. Cât mai are? Încă 4 zile. Nu, uite, ne-ai filmat 2 minute, ai făcut 200 de euro. Uite scop. E friguț aici, a? Este. Ziceai ceva? Nu. Așa arată ăștia bogății aici. Da, cu aerul condiționat. Asta suntem șmecheri, zburăm cu Thai Airways, nu mai merge cu sărăciile alte de la AirAsia. Da. Un ultim zbor, dragi prieteni! Cu toții știți că capitala Thailandei e Bangkok, dar n-a fost tot timpul. Thank you! Capunca, bye! Dar n-a fost tot timpul. A fost vite regate. Sukhothai și cel mai cunoscut, Ayutthaya. Oraș care se află la doar o oră de Bangkok dacă aterizezi pe aeroportul mare, cum am făcut noi acum. Cineva cum a spus, grupul în care energie. Am simțit-o, bă, că ăștia o să devină mare. Bine că am luat acțiuni. Ești bine? Da, am vrut să-mi bag sticlă de apă. Deci da. Încolo mergem. M-am ocupat. Ghidul nostru. Mamă, ce cald e iar la Bangkok. Era bine în Chiang Mai. Ce-am făcut? Calcule. De ce? Cu aeroportul cu... Ai văzut? Da. Ghidul nostru. Știe Bangkok mai rău decât eu, creviță. Hai bă, mai aveți energie? Mai faceți cu mâna, hai. Mai aveți energie? E bine. De ăștia nu mai scap. Ăștia rămân definitiv, nu obosesc. Ce?
Pe voi v-aș mai lua, dar pe ăsta niciun caz. E mai mișto aeroportul ăsta, dar e și plin de oameni tot timpul și e... E haos aici. Ia, ce-i pe numele astea? Nu, hai să vedem. Poftă să-l găsim pe ăsta aici. L-a găsit Raluc. L-a găsit Raluc ăsta. Sau ai cap? Asta e a noastră, gașca veselă, că noi trei mergem separat tot timpul când avem loc în Duba Mare. Și a venit și Duba. Un moment! Stai, iubire, că o pun eu. Stai, las că o pun eu, las că o pun. Du-te, e mașină. Conduci? Party, party, party! Da? Bun, 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 bun. Love you, thank you. Drum bun, copii, ne vedem la hotel. I love you. Dar aici mai încape cineva acolo. A, tu care stai acolo. Stați bine? Da. Confi. Zici că ești Nicolae Guță în gigolo. Ok, ok. Thank you. Cap în cap. Thank you. Ok. Hello. How are you? Da. Can go? A, buton, ești prost, la mine la țară, n-am. Să moară Jaxana, dacă știu să mă dau cu ăsta, ia. Nice car. Răspunde-mi tu, că îmi țapișa pe mine. Ok, thank you. Sala cu Sim. Bă, tu știi ce fain e Duba, ai văzut-o? E de aia cu luminici, cu piele, stau întinși pe spate, așa. Să mor. A zis să vă răsfăț în ultima zi, ținând cont că mașina asta e mai mare decât cazarea la care mergem. Ne dormim aici. Da, dacă nu, uite, avem și are grijă de noi ăsta. Mamă, săracele, ce cald e. Protect by Buddha. Yes. Am ajuns în aiutaia care arată ca Pitești. Doar că are parcul ăsta istoric. De fostă capitală, un soi de Sarmisegetuza pe steroizi. Dar în restaurant și arată așa. Seamănă, mă, cu... De unde erai tu? Îmi place afișul ăla acolo. Îi dă un aer frumos. Care afiș? Aoleo! Fiecare cu cel doare. Bere să aibă, asta e important. Da. Bă, sunt foarte obosit. M-au subt ăștia. De energie. N-a sunat bine asta. N-a sunat bine. Explică. Vampir energetic. Exact. Uite șantierul. Aici asta în grecă. Când văd o macara. Exact cum am plănuit. Ajungem frumos în șir indian, ca la nuntă. Cum comite și în același timp. Duba în față, noi în spate. La asta e piu, e ceva aici, dar nu e prea comunicativ. Camera. Camera, da. Piu, piu, ia uite. Am ajuns și la cazare, că bănuțele astea. Cred că asta e cazare. A, ce aveți, mă, că exact așa cum era ultima oară. Cum a fost în Duba? Foarte bine. Da. S-au dat bomboane. S-au dat bomboane? Nu. Dar de ce avem atâta bagaj? Că noi eram numai 3. Cum a fost? Bine. Bine? Păi e normal, la VIP acolo se doarme. Ție ți-au făcut ăștia capul călătorii. Mie mi-a făcut ăsta, aveau ceva ce-i piuia. Thank you. Very hot, very hot. Hot, hot, thank you, cap în cap. Cel mai necomunicativ tailandez pe care l-am cunoscut în 10 ani. Ok, let's go. Ok, let's go. Hai să vedem dacă găsim pe ce... uite, ăsta e patronul aici. Hello. How are you? How are you? Da, venim, venim, venim. Aici luăm micul dejun dimineață. Avem și mic dejun, da? M-am gândit la voi. Și asta e piscina. Da, nu? Păi sunt mai multe case. No, cine vrea unul? Deci, câte aur vrem? Eggs and bacon. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci. Cinci ouă cu cârnați. Scrambled eggs. Stai, mă, scrambled eggs. Unu, doi, trei, patru. Cinci. Unu, doi, trei, patru. Și eu. De 5. Am ridicat. Am ridicat.
Luca. Ai numărat? Și Ralu, soția ta. 5. Iubita ta. 5. 5. 1, 2, 3. Hai, mai ridicați-o dată în urmă. Ok, 5. Mă așteaptă Sfântul Petru, îi zic eu lui de când te așteptam. Câte omlete? Deci ești 5. 5? Be. Vezi de ce iau fără mic dejun în mod normal? 5 plus 6? Patai. 11. A, bă, ecuație, să mă arăs. Și mai e un patai. Mai vrea cineva patai. Păi nu, că dacă mai vrea cineva nu mai dă calculele. 1. Ce? Și pancake? Nu vrea nimeni. Nu mai dau calculele dacă mai vrea cineva altceva. Plus Chang. Chang, pune acolo. Chang, acoladă, tot? Chang. Chang ladă. Capitala Thailandei. Mai mult de atât n-aveți ce face, e un oraș gândit cumva pentru oamenii care vin în day trip, vin dimineața, vizitează ruinele. Deci avem așa, o cameră acolo, o cameră aici. Uite, bă, ce fain. Ce ai, bă, că e lux. Băi, dar ce șmecherie. Păi noi mergem, noi stăm la piscină, iubire, din păcate. Toată noapte. Da. Veniți, hai să vedeți alte camere. Noi mai avem 12 și 13. Doar noi mai suntem. Ia, same, same, same. Dă iubire. Deci omul ăsta e un scump, l-aș lua acasă. Trebuia încercat. Aha, avem și piscină și vecini. Shower there. Open up, open the door up. Ai, open the water up and cool down. Ok, ok. This 12 și 13. Noi stăm aici. Am fost tare la piscină. At night, leave your mosquito before open. Ok. Open very clean. La o cameră din asta. Păi n-arată rău nici asta. Bă, la cât de... Deci cazarea asta ținem cu venit. Noi nici măcar nu știam că să venim în Ayutthaya și am luat-o pe improvizate. Și super ieftină. E super cute. E chiar perfect, mai ales pentru o noapte că stăm noi. E super tare, avem și mic dejun. Cum e, bă? Piscina e deschisă până la 8, de la 7 la 8. Da, la 8 nu ne deranjează nimeni și dacă... Pot să intru? Pot? Da. Am avut și oameni care n-au complaints anul ăsta, nu știu, nu... Bună ziua, mai stați? Da, îi întrebăm pe ăștia, cam cât aveți de gând stați la noi aici, în fața blocului? Păi și dacă e până la 8 deschisă piscina, noi avem voie după 8 să stăm? Normal. Că e a noastră. E a noastră. Păi nu, că mai e o cameră acolo lângă, în dreapta. Mai este una acolo, căsuță, că noaptea. Nu, mergem? Hai să mâncăm ceva. Hai, dar mergem direct, nu? Eu stai să mă spăl un pic, să nu mă dau cu sare. Bă, tare drăguț e locul ăsta, mă, aici. Cu lăculeț, așa. Căsuțe, piscină. Suntem chiar la 5 minute, cred eu, estimez, până la intrarea în historical site. Când mă pensionez, așa aș vrea să mă pensionez. Așa vedeți cât trafic e în Ayutthaya. De merem pe mijloc. Hello! Merem pe mijlocul drumului. Deci ne-a dus la Luca la un restaurant unde ai mâncare, băutură, cafea, biciclete, tuk-tukuri, tururi. Bă, dar au și, ați văzut că au și camere acolo, în stânga acolo au camere. Da? Da? Mă duc să văd ce. Du-te, culcă-te. E cazare? E cazare, tot ce vrei. Oh, Ceaușescule. Așa îl repare ăsta. Orez, carne, un ou și o bicicletă. Am primit cadou. So we do like cocktail. Oh yeah, like this. Ce fata e treaba? Vezi daca am vorbit cu ea neodată. You are the boss of Ayutthaya. The mayor. It is a phone. Very nice, thank you so much. Cap on cap. Welcome. Thank you. You wanna see the reaction of the reaction? You just walk past. How do you see my restaurant? She like your restaurant. She decided. She looked and liked it. Oh, you just look. Yes. Or you search. Yes. You search, we have good reviews. Google. Really? Yeah. Thank you have you. Good reviews. Welcome. How is it? Hey, you did. If you don't like it, say it quickly. Because she's not staying. What is this? Jelly. Jelly. Like a Thai jelly. It's good. Yeah. You see, she likes it. She's good. It's very good. Okay, I enjoy, want to. Enjoy. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Before it's melt out. What's this? Thank you. This is a coconut ice cream. Yeah. Mm. Draga de-aia, bă, vreau să ne fac o poză cu de-asta, să-mi ne dea așa, se vadă cu ăla. No. Five, one, two, three. We see how it ends. Oh, ce amintire faină avem, bă. Da, am vine putea. Vine cu ace? Am putea să ne vedem, da. Ce tare!
Simpatică foc. Now? Have to hurry. Ah! Ai auzit? Ci că ar trebui să te grăbești, că nu e not allowed. Oh, give to me, I want. Îți face poze să-ți trimită amenda. Dacă e așa, nu am nevoie. Bicicletele trebuie să le întoarcem la 9. Fii atent, are elefant acolo. Uite elefantul, camion! Cine e ăla, bă? Ăla e camionul, aici n-au camionul cu înghețat, au camionul cu elefanți. Pentru fanii kickboxer, aici se antrena Van Damme în film, cu bătrânul. Astea sunt ruinele pe care le vedeați în film, ruinele din Ayutthaya. Aici dădea cu picioarele în săculețea pe care îi punea bătrânul și trecea un cultor. Cum faci cultor? Parcul istoric Ayutthaya. Parcul. Opa. Sunt zeci de temple aici și o grămadă de istorie și foarte probabil marea majoritate dintre voi, la fel cum toți noi, nu vrem să le vizităm pe toate, însă dacă e un loc pe care trebuie să-l vezi neapărat când vine Ayutthaya, e ăsta. Capul lui Buddha în aceste rădăcini enorme și bătrâne. Cap care încă nu i-au găsit o explicație cum a ajuns acolo. Ideea e că Ayutthaya, de fapt asta era numele Thailandei, regatul din Ayutthaya, la un moment dat a fost capitală până cu Sukhothai, după cum am spus, dar a fost capitală până când Birmania, actuala Myanmar, a intrat în regat, distrugând totul la pasul lor și toate statuile cu Buddha sunt decapitate. Dacă uitați și pe acolo, vedeți, toate sunt decapitate. Ei bine, un cap a supraviețuit, a rămas aici pentru că acest copac bătrân l-a îngrijit. A luat și l-a băgat acolo. Și o atracție turistică acum, pe care am avut șansă să o vizităm, deși suntem aproape de ora închiderii. Please do not stand over the Buddha head. Pay respect. Ai îmbătrânit, ai devenit mai frumos. O, mulțumesc, orață, ești fratele meu. Doamne, ce amintiri, frate, cum? Nu există nimic altceva precum să te întorci într-un loc pe care l-ai vizitat acum 6-7 ani și tu să fii total altă persoană și să vezi că locul ăla e exact la fel. Dar sincer să fiu, dacă ești pasionat de istoria Siamului, adică Thailanda acum, numele sau... Pentru că Thailanda a început să fie Thailanda după al doilea război mondial. Așa cum o știi azi. Mai este o capitală, Sukhothai. Sukhothai e mult mai mare și mult mai mișto complexul. Numai că Ayutthaya are un avantaj, că se află la o oră de Bangkok, că există tren, o să fii cu o dubă, cum am venit noi, că te costă câteva zeci de dolari. Sukhothai e drum lung, n-are aeroport și mai departe. Dar noi am fost acolo prima oară și ne-a plăcut mult mai mult decât aici. Sau dacă vrei un complex religios enorm, am curvat Cambodgia. Aici. Da. Dacă facem un copil aici în Thailanda, ai pune un nume Chang. Chang? Sau Leo. Chang. Păi a zis că îi puneți numele meu. Dacă e fată, pune Shinga. Păi și numele meu? La revedere. Chang Cristian. Chang Cristian. Chang Cristian. Chang Cristian. Cristian Chang. Cristian Chang. Cristian Chang. Cristian Chang. Cristian Chang. Cristian Chang. I-am convins. Leo Cristian sau Leo Cristina. Ce poate fi mai frumos decât 10 români pe bicicletă în Thailanda noaptea, intrând din templu în templu, sperăm că se poate. Era să iau un om și să cad. Nu se vede nimica, că e beznă, dar noi ne distrăm. Coliziune frontală cu țânțar. Hai, băieți! Hai, da! Noapte bună. Thank you. Nu, ce frumos, a făcut mâncare și a făcut și poze. Ce este, un cartof? Da, chiar e cașcaval. E un cartof. Da, ce frum. Nu s-a dat. Vrei să-ți dau? Am văzut că eu sunt șef aici, ai zis, lăsa-i fac cărnații altfel. Dar ia uite ce frumos e locul ăsta aici, uite, ăștia sunt la Casa Albă, uite. White Housers. White Housekeepers. Eu eram doar aici. Ai fugit tu? Doar eram prezent. Nu. Uite. Beautiful. Pentru că de ce să nu-ți complici viața și să mergi cu mașina cum ai venit,
când poți să mai faci încă o experiență. Suntem în gara din Ayutthaya, de unde va pleca acest tren pentru care am achiziționat bilete în valoare de 2 lei de om. 15 bați. 2 lei costă. Facem într-o oră jumate și 2 ore până în Bangkok, cred eu, în direcția aceea, până stația Kuala Lumpur. Acum, spre final de video, cei care a stat atât de mult timp, băgați un like și subscribe, veți fi răsplătiți cu imagini dintr-un tren de 2 lei. Vedeți aici, da? Asta e prețul, 15 bați. Ia uite. Zic, cu câte forme de transport ați mers? Avion, tuk-tuk, barcă. Barcă în toate variațiile sale, da. 6 feluri de barcă. Tuk-tukul la mare. Mașina aia roșie. Aia roșie. Da. Am mers cu 4x4 acolo la elefanți. Da. Ce mai lipsește? Caiac. Trenul ăla pe sus pe acolo. Ăsta. Da. Autobuz. Autobuz. Toate formele de transport le-am luat. Lipsește un cal. Doar ăsta mai lipsea. Un cal. Un cal. Da, un cal mai lipsea atât. Și cu scuterul. Și cu scuterul. Scuterul. Deci, mai lipsea trenul, s-a rezolvat. Trenul mai lipsește încă 44 de minute. Ce? De ce ai o hartă cu trenurile, ai un time schedule cu trenurile din Thailanda? Că era un cod QR, să scanezi pentru... IT-știi, cod QR pe care îl vede, cod QR pe care îl scanează. Eu nu văd să fie actualizat tabela aici cu întârziere. O întârziere de 40 de minute, ajunge și trenul nostru. Dani, da, sus! Go! Hai Daniele, ia-ne locurile, Daniele! A, suntem la cargo? Ah, ok, next car, suntem la cargo aici. Perfect! Perfect! Hai că am confundat vagonul. Voi să tot am, bă. Locuri v-am găsit, nu vreți? La săpat, la Orenț, la ăștia nevoie. La săpat de Orenț. Lângă Butrână. Dar vezi că... Ia stai. Fainelor! S-a dat jos și Foodpanda. Și Copenta? Uite-l și pe Daniel în spate. Zici că ești în Sri Lanka? Da. Mai venim. La voi a fost bine acolo pe banchetă, că noi am stat ca boscheți aici. Clasa întâi. Păi dacă ați spus să fiți boscheți... Fiecare după școală, Daniele. Uite. Ce faci, băiatul meu? Bine. S-a și eliberat pe aici, așa? Ai mâncat ceva, este? O fi bine aici. Bă, ne-am luat tot. Bye, bye. Dar vezi ce frumos trece, ce elegant trece pe lângă noi să nu ne ciufulească. Da, ne-am dat seama că dacă ne dăm jos cu stație mai repede, ajungem mai repede la cazare. Oh, nice! Hi. Amazing! Hop, hop! Și înapoi în capitală, parcă aici e și mai cald de la mașini și toate nebunile astea. Restul grupului a ajuns deja la hotel, ne-am suit în taxiuri de la gară, sau ne-am dat jos de acolo. Și ultimul hotel e un hotel cu decor tradițional thailandez. Please enter through the front gate next building. Noi am mai stat la hotelul ăsta de vreo 3 ori, la fratele lui Geamă, care unul o stradă mai încolo. Frumos! Uite, avem și tuk-tuk aici care să ne plimbe dacă vrem. Și liftul e din lemn. Asta e hotelul unui templar.
Sunetul orașului, dacă vă era dor de el. Ți era dor de sunetul orașului? Da. Piscină, ruși, aoleu. Scufița roșie, unde te duci? La spălătorie. Hai. Va trebui să vă mulțumiți doar cu mine, pentru că Raluca se grăbește să scoată hainele, să le ducem la spălat, ca să fie ready pentru mâine. Ni s-au adunat o grămadă de chestii. Aici se închide acest vlog, dar nu se termină turul. Mâine mergem la piața Ceatucea, cea mai mare piață pe care ați văzut-o în celălalt vlog, și ieri seara aveam o datorie să-i ducem și în Kaosan Market. Îmi pare rău dacă a fost un haos clipul ăsta. Bineînțeles, voi ați văzut un 3% din tot ce s-a întâmplat. Au fost multe povești, multe mese. Adică s-a râs foarte mult, ne-am simțit foarte bine. Din... Cred că ai spus Kaosan Market. Kaosan Market, Kaosan Road, whatever. Din spusele lor, cu toți s-au simțit super, super bine și a fost o experiență foarte plăcută. De fapt, video-ul ăsta este mai mult pentru ei, să aibă o amintire la care, sau să aibă un video la care să vină din când în când, când se simt nostalgici și vor să aducă aminte cum a fost prima lor călătorie în Asia și cum a fost prima și singura momentan călătorie cu noi. Noi vă mulțumim din suflet dacă ne-ați urmărit până la final. Nu uitați, mi-o neaște super mult dacă vă abonați, distribuiți clipurile. Miercuri, vineri, duminică la ora 10 vin vlog în mod normal, acum a fost o excepție că... Așa a fost situația. Iar sâmbătă ne vedem pe Kick. Puteți veniți să vă abonați și acolo. La revedere. Pa, pa. Oamenii pleacă peste 2 zile și noi schimbăm țara temporar tot peste 2 zile. Kiss.